La sfârșitul săptămânii trecute, lucrările de modernizare a fântânii arteziene din Parcul Mara au demarat în forță. Vrebea ține cu muncitorii, astfel că până la 1 iunie lucrările ar putea fi finalizate. Am început demolări, de fapt am și terminat partea care se vede, mai sunt instalațiile din subsol, din pământ care trebuiesc eliminate, după care proiectanții, executanții vor lucra la tot ceea ce înseamnă sistem electric, sistem de apă, respectiv sistem constructiv. Sunt lucrări de construcție, nu e o simplă lucrare, e și din punct de vedere estetic trebuie să fie amenajat într-un confort proiectului. Dar dorința mea este să în această vară să ne bucurăm cu toții noi băimărenii de această nouă fântână. La începutul verii, primarul Cătălin Cherecheș promite două fântâne arteziene moderne într-o oază de relaxare și recreere amenajată la standarde moderne.